Mi-a plăcut o chestie foarte mișto pe care am văzut-o pe internet. Care este cea mai grea centură în jiu-jitsu? E bine, toată lumea are tendința să zică despre cea mai grea centură că este centura neagră. Nu este centura neagră, cea mai grea centură este centura albă, pentru că îți trebuie curaj, în adevăratul sens al cuvântului, să renunți la cureaua pe care tu o poți la pantalon și să spui prima centură din jiu-jitsu. Și prima centură din jiu-jitsu, adică centura albă, la acest nivel, la prima centură din jiu-jitsu, la acest nivel înveți să te miști, înveți să te dai peste cap, înveți să faci creveți, înveți niște mișcări elementare care o să te ajute pe parcurs în asimilarea tehnicilor. La centura albastră înveți tehnici de bază, înveți cum se fac ieșirile din diverse tipuri de control, înveți diverse atacuri, înveți tehnici izolate una față de cealaltă. Pentru că la centura MOV înveți legăturile dintre aceste tehnici. Centura MOV este și centura unde îți dezvolți propriul stil. Pentru că este normal ca anumiți luptători să aibă stiluri diferite. În primul rând, un stil este ghidat de conformația fizică. Unul care are 1,90 m, 120 kg, cu siguranță își va dezvolta un alt fel de stil față de unul care are 60 kg și 1,70 m. Deși ambii sportivi știu basics-ul, știu tehnicile de bază din jiu-jitsu, pozițiile de bază, gărzile de bază și așa mai departe. Odată ce ai ajuns la centura maro, știi să te folosești de reacțiile adversarului pentru a-ți atinge scopul. Practic, scopul la orice tip de sparring este să-l finalizezi, să-l faci să renunțe la luptă. La centura neagră, e bine, aici complexitatea atinge cote inimaginabile, dar ca idee generală, o centură neagră este capabilă să provoace reacțiile de care spuneam la centura maro și să se folosească de ele. În plus de celelalte centuri, o centură neagră are supranumele de maestru, pentru că o centură neagră este capabilă să dea arta mai departe, este capabilă să învețe pe ceilalți ceea ce înseamnă jiu-jitsu brazilian.